Bă, dar n-am chef de nimic astăzi, așa, și toată ziua să mă joc aici pe calculator, să mă uit pe calculator, să fac, mă, ce să vedem acolo, mă, cine, mă, ce, bă, ce caută mă asta aici, bă, ce caută Alex, bă, ce caută fana nebună aici, bă, nu-mi vine să cremă, iar vine, bă, nu, că nu înțeleg, nu înțeleg ce se întâmplă, mă, Alex, ce cauți aici, iar vii să mă spionezi, iar vii sus acolo, ce faci tu aici, ce crezi tu că faci, iar vii să ne spionezi? Bă, Rafaele, dat afară părinții din casă și nu mai am unde să stau. Cum adică te-au dat părinții afară din casă? Păi stai puțin, pe ce ai făcut? Cum adică să te dea? Cine te-a dat afară din casă și vii tu repede aici la noi să mă spionezi pe mine, să urci acolo la geam, ți-am dat eu voie, nu știi să bați la ușă, să vii aici, bați foarte frumos la ușă, să strigi? Nu, păi bă, Rafaele, m-a dat afară pentru că m-am certat cu ei, adică le-am spart faza și după aia m-a certat pentru că nu eram deloc pe acasă și nu le ziceam niciodată unde mergeam. Așa, și de ce ai venit aici? Păi bravo, așa, foarte bine, mie mi se pare un lucru foarte bun, adică au făcut o treabă foarte, foarte bună, o treabă excelentă, adică ce, ție nu se pare normal? Păi mie nu mi se pare, bă, normal, acum eu nu mai am un loc unde să locuiesc, am un acoperiș peste casă. A, cum ai un acoperiș peste casă? Am înțeles, peste tu ai casa, ai, peste, mă, ai casă sau n-ai casă? Că ai zis că n-ai unde să locuiești, acum zici că n-ai acoperiș, cum adică, ce vrei tu aici? Păi, ce, vii, ți-ai făcut tu o casă și acum am cerpant acoperiș sau ce îmi zici tu mie aici, de ce vini la mine? Păi eu am venit la tine, bă, că vreau să mă muc cu voi, că nu mai am efectiv unde să locuiesc. Cum adică, cu cine să te muți, bă, cu noi, bă, tu te auzi ce spui, cum adică să te muți cu mine și cu Darius, adică tu asta vrei să spui? Da, exact asta vreau eu să spun. Păi stai puțin, și cum vrei, bă, doamne, bă, nu, că am nebunit, dacă ajung să locuiesc cu asta, nu, că am nebunit. Mă, stai mă puțin, mă, cum adică să te muți cu noi, de unde ți-a venit ideea asta, te-au dat afară din casă și ce, tu crezi că părinții tăi te lasă așa pe străzi să nu te mai duci acum afară, gata, sau te-au speriat până la urmă, că văd că ești speriată, te-au speriat așa puțin ca să te înveți minte, tu ce crezi, că te dau afară de tot definitiv și nu mai ajungi acasă? Păi bă, Rafaele, bă, m-a dat afară din casă, mi-a luat și cheile și m-a mai și scos în șuturi de acasă, nu mai am efectiv unde să stau, nu vezi că sunt amărâtă? Da, unde să văd eu, păi ce să văd acum, că da, ești afară, adică și ce, da, eu nici măcar nu știu unde stai, nici nu știu nimic absolut de tine și tu vrei așa să te muți așa cu noi în casă, noi nici măcar nu te cunoaștem și tu te muți așa cu noi în casă, ce înseamnă asta? Păi cum adică ce înseamnă, ajută și tu un copil neajutorat care are bani să stea într-o casă. Păi, îți dau bani, mă duc acum să-ți iau niște bani și îți dau niște bani, ce vrei, ce, cum să stai cu noi în casă, tu ai plătit cumva aici chirie, plătești tu aici, ai cumpărat tu casa, e casa ta, ai, și unde vrei tu să stai, ia spune mie. Păi stau absolut oriunde, nu am nevoie și de o casă. Ah, da, adică? Și acum, da, am înțeles, deci tu acum vii la mine, țipi în fața mea și tu te aștepți acum când țipând așa, te aștepți că de, ești tu isterică, te aștepți acum să vii aici să te și muți cu noi, în față să fii tu mai respectuoasă, cum adică, ce înseamnă asta? Păi da, ce-am cu greșit, că sunt un copil care n-are un loc de casă, ce vrei să fac? Păi cum adică, da, ba, ok, am înțeles asta, n-ai unde să stai și tu acum vii să cer voie să stai cu noi în casă, stai cu mine și cu Darusel și tu vorbești așa cu mine, adică tu, nu ți se pare că țipi așa la mine puțin? Păi bă, dacă nu mă lași, vezi că ți lipesc asta de față. Ah, bravo mă, vii acum, m-am menit și cu asta și tu crezi, mă, eu nu pot să mă duc așa foarte frumos acum să mă duc cu motocicleta lui Darusel și să merg la poliție, nu pot să fac eu asta acum, ia spune și mie. Păi, dacă faci asta, să știi că am să intru peste voi în casă și vă fur absolut tot. Și dacă ne fură absolut tot, ce se întâmplă? Că vine poliția și te caută, te găsește. Tu crezi așa că rămâi așa, nu te mai găsește nimeni, nu te caută nimeni, nu te găsește nimeni, nu? Păi da, dacă mai ții minte, eu ți-am spus că nu stau chiar în oraș, stau cam departe, nu știu dacă mă găsește pe mine poliția, mai ales da, că foarte departe stai, că îmi dau seama și tu mergi așa pe jos. Da, cred că stai aici, fix aici, lângă noi și nu vrei să ne spui, adică tu așa de repede ajungi la noi, nu știu, tu crezi că nu, bă, tu unde locuiești? La mănăcin mai sunt, că mi se pare că vii prea aproape, adică ce, tu stai aici numai la noi acasă, mi se pare mie că tu locuiești pe aici, lângă casa mea, pe aici n-ai unde să locuiești, tu chiar n-ai unde să locuiești la mână ce mai serios, nu că n-ai părinți, n-ai nu știu ce că te-au dat afară, tu cred că chiar n-ai deloc unde să stai. Bă, Rafaele, tu chiar îți bagi joc de mine, mă întrebi unde locuiesc când eu ți-am spus toată situația mea? Nu mi-ai spus nicio situație, adică eu nu știu unde stai, adică n-ai, nu ne-ai spus, nu știi absolut nimeni, nici Darusel, nici mie, nici absolut nimeni nu știe unde stai tu, pentru că tu ai zis că stai în oraș aici. Acum, stai puțin, tu vii la mine și la Darusel să le întrebi pe noi, de fapt nu știu unde Darusel, dar stai că mă duc după și le întreb și pe Darusel, le întreb și pe Darusel după. Așa mă, tu ne spui nouă că tu nu știi ce, prima oară ne spui că tu stai nu știu unde stai acolo, acum îmi spui că nu stai de fapt aici, că stai departe, că nu știu ce. Tu vrei să am încredere în tine, tu vrei, adică nu dă încredere, e vorba de chiar trebuie să am încredere în tine ca să stai cu noi. Tu vii aici, vii să ne întrebi pe noi dacă poți să stai cu noi în casă, să stai cu noi în casă și tu ce faci? Tu ne minți așa, tu mă minți, nu știu unde stai, nu îmi zici nimic, adică m-ai mințit atunci, acum mă minți din nou, adică ce înseamnă asta? Tu vrei să stai cu cineva acum, adică tu ai putea să stai cu cineva care te minte așa, să stai în casă, să ai încredere în el? Păi, dar cum adică te mint, băi, Rafaele, că ți-am spus absolut tot, numai că nu ți-am spus exact unde locuiam, pentru că nu mai locuiesc, dar locuiam puțin mai departe, în afara orașului. Păi da, în afara orașului, ok, tu ne-ai spus, ce ne-ai spus tu prima oară, ia nu-ți aminte, nu ne-ai spus tu cumva să merg, că tu stai în partea aia în oraș și nu stai
stai în oraș, nu așa ne-ai spus? Nu, eu v-am spus că stau mai departe. Eu spun că tu ne-ai spus că stai acolo în oraș, că aici nu suntem în oraș, aici e țară, aici e un sat cum ar veni și oraș e în partea aia. Tu acolo ai spus că stai unde? În ce oraș stai? Că numai noi suntem pe insulă, orașul ăsta stă pe insulă aici. Nu mai e niciodată asta lângă. Bă, Rafaele, tu deja mă enervezi. Zi, mă primești sau nu? Nu te primești pentru că stai puțin. Cum să te primești? În primul rând, tu mă ameninți acum, țip și la mine și toate astea. Și nici măcar nu știe Darusel. Tu crezi că Darusel te acceptă aici? Tu ce crezi? Crezi că știe Darusel de treaba asta, că vrea să te accepte? Tu ești sigură de asta? Bă, păi du-te la el și întreabă. Uite, hai, du-te, te rog. Stai puțin. Ai răbdare. Stai aici. Nu mai așteaptă, că încă nu mă duc la Darusel. Mă duc eu să caut ceva, ok? Stai aici. Bă, mie nu vine să cred așa. De ce are mare tupeu? Vine aici la noi, vine ales la noi să ne întrebe pe noi, adică nu că ne întreabă, ne obligă să stea cu noi în casă, că nu știu ce toate astea, mamă, și ea crede că chiar o să accept toate astea. Adică nu înțeleg ce se întâmplă, tai că mă duc acum la ea, mamă, trebuie să mă duc la Darusel să vorbesc, dar nu, la mă duc cel mai serios, la cum face, nu știu, că nu vine să cred așa ceva. Bă, Alice, am și o întrebare pentru tine. Tu, ia spune-mi drept, de ce vrei tu? Ce ai tu? De ce vrei tu să te muți cu noi în casă? Care e chestia ta? De ce vrei tu să te muți? Păi, bă, Rafaele, bă, ți-am spus că m-a dat părinții afară din casă și nu mai am unde să locuiesc. Da, și acum ce faci? Te prefaci că plângi ca și cum că până acum te roai de mine, țipai așa la mine ca să ne obligai, adică tu nu mă întrebi, tu mă obligi să stai cu mine în casă cum ar veni și cu Darusel. Și acum ce? Te crezi așa? Cine te crede că plângi tu acum? Păi, dar cum adică? Nu trebuie să mă stresezi. Gata, nu mai plângi, gata, acum ești fericită. Ce? Adică iar ești nervoasă pe mine. Bă, Rafaele, nu spai atâta joc de mine. Te rog, tu te și vorbește cu Darusel și dă-mi un răspuns. Ok, o să vorbesc cu Darusel, dar în primul rând tu crezi că eu sunt de acord? Eu sper că ești de acord, că okay, nu știu dacă sunt de acord, pentru că uite-te cum vorbești. Poate dacă îți reglementezi comportamentul, te comporți mai frumos, vorbești mai frumos, nu mai arăți sabia aia, o arunci de aici și o să fii mai respectuoasă. Poate, cine știe, poate e chiar așa. Dacă nu ne mai obligi, bineînțeles că noi aici nu trebuie să obligi omul, pentru că aici nu e vorba de casa ta, e vorba de casa altui om. Nici măcar nu mă cunoști. Bine, bă, Rafael, hai tu odată și vorbește, te rog eu, cu Darusel. Bine, fii atentă. Vorbesc cu Darusel, dar tu să rămâi aici, că știi că tu mereu ai apucătul să intri așa peste noi în casă. Tu o să stai aici, ok? N-ai voie să te miști de aici. Dacă te miști, în secunda a doua tu n-ai ce să mai cauți, ok? Bine, bă, Rafael, am înțeles. Gata, hai că plec. Mamă, nu-mi vine să cred așa ceva. Mamă, stai că mă duc acum la Darusel să întreb. Bă, dar nu mi, bă, într-un fel mi se face așa milă, bă, dar mi se pare așa foarte ciudat, pentru că vine așa foarte nervoasă pe noi și nu știu ce se întâmplă. La modul cel mai serios. Dar haideți că mă duc acum repede la Darusel să-l întreb și pe Darusel să văd ce face. Bă, Darusel, fii atent, stai să închid ușile. Bă, Darusel, mă, unde e Darusel? Unde e ăsta? Bă, iar a plecat ăsta de acasă fără să spună, mă, nu vine să cred așa ceva. Iar pleacă ăsta fără să spună. Mamă, unde a plecat ăsta? Bă, sau o fi prin spate, nu știu, o fi la baie, mă. Bă, Darusel, da, nu e nicăieri. Bă, unde a plecat ăsta? Că nu vine să cred așa ceva. Bă, Doamne, și iar rămân singur, bă, Doamne. Iar rămâne ales pe capul meu, nu vine să cred așa ceva. Toate astea mi se întâmplă numai mie, nu înțeleg. Mamă, și acum ce fac? Trebuie să mă duc la Alice, o întreb, dar ce faci? Mă, Alice, ce cauți mă aici? Bă, de ce deschizi ușile? Ți-am spus să stai pe loc acolo, de ce deschizi ușile? Uite, am auzit aici la ușă și am zis că deja ai vorbit. Hai, zim, ce zici, Darusel? Stai puțin, stai să închid ușile, rămânem afară, că nu te-am invitat în casă, eu nu înțeleg nimic, eu ți-am să stai fix aici, ce ți-am spus eu dacă nu stai aici, apolo, ce ți-am spus, ia, adu-ți tu aminte, ce-am spus eu. Păi, mi-ai spus că secunda a doua o să mă gonești de aici, sau exact, ceva, și acum tu când ai vrut să intri în casă, ce se întâmplă acum, ce ar trebui eu să fac de obicei, în mod normal? Păi, dar nu că eu n-am vrut să intru în casă, eu te-am auzit și doar am deschis ușa. Ah, mi-ai deschis ușa, mamă, ce gentleman ești tu, bine, că ești fată, adică nu știu cum să le zice la fată, dar în fine, la mod cel mai serios, dar fii atentă. Tu, bă, nu, stai puțin, e o problemă, sincer, adică tu, eu m-ai pus acum să mă duc la Darusel, da? Da. Și știi care e faza, Darusel, nu prea e Darusel, adică. Bun, atunci te rog frumos, gândește-te tu și ai milă de un copilaș ca mine. Ok, stai puțin, ok, am milă, da? Și Darusel, dacă nu e de acord, tu cum adică? E casa mea și lui Darusel, nu e doar casa mea. Păi, zic eu că Darusel o să fie de acord când îi arăt acest burger. Ah, da, de la, bă, stai puțin, că cred că chiar de la burger, cred că așa chiar poți să, bă, dar poți să faci foarte multe lui Darusel cu burger, dar nu, lasă, că nu-i place, o să-i zic eu că o trăvi, nu știu ce. Sau ce? N-am zis nimic. Așa, nu, gata. Mă, stai puțin. Iar scos sabia și eu ți-am zis că trebuie să fii mai respectuoasă dacă vrei să stai cu noi în casă. Ce înseamnă asta să scos sabia? Nu, gata, te rog, că nu mai pot. Bine, gata. Stai puțin, că am o treabă. Stai aici, așteaptă-mă, deci dacă te miști de aici, asta am zis în secunda doi, gata, nu mai. Bă, nu e, nu vine să cred așa ceva, deci la modul cel mai serios, nu, ea cred că are ceva de ascuns, pentru că uitați-vă, stați puțin, că tot am venit aici la gămară, ea spunea că aici am magazia asta, că a găsit ea bani, că toate. Ia, mă, dar chiar ce am eu pe aici, mă, unde am eu bani, că n-am niciun ban aici. Hop, uitați aici banii lui Darusel. Deci Darusel are bani.
niște ascunși aici și ea cred că are ceva. Ea are în plan să ne fure nouă toți banii și toate astea. Adică eu nu înțeleg de ce vine așa, mai bine și nervoasă, nu crede absolut nimeni. Nu înțeleg ce vine cu povestea asta la noi. Dar nu e actoare bună deloc, sincer. Da, nu înțeleg, sincer. Dar mă duc mai serios, mă duc acum repede. Mă, eu nu pot să cred așa ceva. Mă, Alex, ce faci, mă? Ai stat aici pe loc, te-ai oprit aici, nu? Da, mă, chiar am stat acum cu Mitri pentru că eu chiar n-am unde să locuiesc și nu vreau să rămân singură pe străzi. Am înțeles. Ok, te înțeleg. Adică e un loc foarte nașp, adică nici eu n-aș vrea să mi se întâmple treaba asta, dar eu nu prea te cred. Eu nu prea am încredere în tine. Nu prea te cred. Nu mai convins. Nu știu, poți să mă convingi cumva? Păi, bă, Rafaele, după cât am trecut noi împreună, am fost și la școală, am făcut și concurs, ne-am luptat, mi-ați făcut de toate, m-ați și trolat. Acum nu puteți să mă primiți și pe mine în casă? Păi, stai puțin, tu ce ai făcut la școală? Cum adică am fost la școală, tu ai venit la școală, ai zis că te muți cu noi și ce ai făcut? Ai venit să ne dai cu sabia, să ne omor, să ne faci farsă, sau nu știu ce. Ce înseamnă asta? Păi și voi când m-ați trolat sau când mi-au pus Darusel șerpi pe aici, de m-a speriat mai că dădeam colțul. Hai, bine, bine, gata, te-am auzit. Ok, bravo. Ok. Și acum ce vrei tu să facem în privința asta? Păi vreau să mă primești și pe mine în casă, că nu vreau să rămân așa singurică. Ok, am înțeles asta. Și tu ce vrei să fac eu acum dacă Darusel nu e acasă? Vrei să-ți arăt că nu e Darusel acasă sau ce? Mă crezi sau nu mă crezi? Eu te cred, eu vreau numai să mă primești în casă, să-mi arăți unde pot să dorm, să fac toate astea. Mă, bă, și ce facem noi acum dacă Darusel nu e acasă? Cum? Adică eu, bă, hai să zic că eu te-aș ajuta pentru că mi-e milă așa, măcar o seară, da? Fii atentă. Putem să facem, adică să vii doar acum, pentru că dacă vine Darusel și nu o să fii de acord, adică Darusel nu știu când se întoarce, că nu știu unde a plecat, sincer, nu știu chiar unde a plecat Darusel, dacă se întoarce acum, dacă se întoarce mâine, dacă se întoarce peste o săptămână, habar n-am, sincer, dar noi, ok, hai să zic acum, te las, ok, dar dacă vine Darusel, ce facem dacă nu e de acord? Păi eu zic să mergem acum amândoi să-l căutăm, că sigur e undeva prin oraș, că doar nu s-o duc seara pe undeva să vină la 3 noaptea. A, am înțeles, bă, stai că ai chiar o idee bună, hai să mergem, bă, da, mă, stai puțin, cum adică, că acum mi-am dat seama, cum adică, uite-te, bă, nu, la mă, ce mai serios, motorul Darusel e aici, bicicleta aici, mașina aici, unde o fi Darusel? Păi nu mai ții minte că așa au făcut și data trecută, el a mers pe jos la un club, nu știu pe unde, și s-a întors seara, stai puțin, mai ții tu minte când te-ai transformat în corpul lui Darusel pentru 24 de ore? Da, mai țin minte, de ce? Păi cum adică, de ce, fii atent, păi stai, acum nu e, nu cumva îmi faceți voi un pre, mă, tu ești Darusel acum, Darusel e în corpul tău și acum te lasă pe tine să vorbești și după vorbește Darusel, ce îmi faceți mie aici, v-a schimbat acum, v-ați inversat rolul, adică acum Darusel ți-a schimbat corpul, nu? Nu, deci să mă întorc acum înapoi în timp unde nu m-ați cunoscut, dacă Darusel e acum în corpul meu. Ah, păi eu chiar aș vrea, sincer, chiar aș vrea să fie ca să te întorci în timp, să nu te mai cunoaștem, sincer, adică cred că și Darusel ar place asta, sincer, dar, bă, nu, la modul cel mai serios, bă, Alice, spune-mi drept, Darusel, știi ceva de Darusel, ce s-a întâmplat cu el, că văd că sunt toate lucrurile, toate mașinile, toate vehiculele lui sunt aici și Darusel nu e. De unde vrei să știu eu, nu mai ții minte că ultima dată ai fost numai tu cu el, de mine nu-ți mai spui. Da, ultima dată, da, ai dreptate, ultima oară, bă, da, stai puțin. Gata, mă, stai că mi-am adus aminte, mă, vino repede, hai să mergem cu mașina, că nu e departe, mă, stai, mă, că mi-am adus aminte, am uitat, Darusel, mă, nu, fii atent, stai puțin, știi ce a făcut Darusel, că știi că, ai auzit cumva de Darusel că s-a angajat, s-a făcut tractorist aici, fermier, ai auzit, fii atentă, fix aici, hai să parcă mașina aici, uite că nici nu sunt motoarele, nici nu sunt alea, tractoarele astea pe aici, stai puțin, vino aici, am ajuns aici, la fermă, aici s-a angajat Darusel, nu știu dacă știai, m-am angajat și eu, adică am fost cu Darusel o zi, bine, practic eu nu sunt angajat, am fost doar ieri, l-am ajutat pe Darusel și Darusel cred că e aici, sincer, adică la modul cel mai serios și omul acesta este cel care deține ferma și trebuie să fii foarte respectuoasă, trebuie să te comporți frumos, ok? Ok, am înțeles. Gata, acum hai să mergem. Să trăiesc domnul McGregor. Uite, Alice, el este domnul McGregor, ea este Alice, este o prietenă de a noastră și a lui Darusel. Vreau să vă întreb dacă Darusel e pe aici, adică cred că e aici, e sincer că nu-l găsesc pe Darusel. Hai să ne ducem acum, să vedem. Mergem acum. Ce? Nu, am eu o treabă să vorbesc cu el. Ce treabă? Bă, Alice. Bă, McGregor, dacă nu spui în momentul ăsta unde-i Darusel, vezi că ți-o lipesc de frunte. Alice, vină puțin. Nu, n-am zis nimic. Stai. Mă, Alice, ce ți-am spus să fii cu minte, să te cumpăr frumos? Ce a însemnat asta? Acum ce vrei? Vrei să-l dea pe Darusel afară de la muncă? Dar nu, că n-am zis nimic, mă, Rafaele, ți s-a părut. A, mi s-a părut, da, nu, bă, nu e vorba de zis, e vorba de văzut, că am văzut ceva în mână, ce? Adică mă faci și chiar, în același timp. Am avut energizantul ăsta. Da, ăla energizam, o să e nucă de cocos, nu fine, hai să mergem la Darusel. Bă, Darusel, ce faci, mă, pe aici? Bă, uite tractorul, dar nu e nimic aici. Și tractorul ăla, bă, nu e Darusel aici. Bă, unde e ăsta? Darusel, Alice? Da. Unde e Darusel? Spune la mână, cine mai serios. Unde e Darusel? Ce ai făcut lui Darusel? Dar de unde vrei
vrei să știu eu, că tu ai fost ultima dată cu el, ți-am mai spus. Nu, hai să mergem la McGregor să întrebăm pe el. Să-l întrebăm pe el, Ken, bă, unde-i Darusel? La modul cel mai serios, bă, Darusel, dacă nu e acasă, nu e nici aici, că aici trebuia să fie. Uite, sunt ambele tractoare aici. Nu, la modul cel mai serios, Alice, ce se întâmplă cu Darusel? Să trăiți. Auziți, știți cumva de Darusel, că văd că nu e aici, adică n-a venit la muncă astăzi? Bă, cum adică, Alice? Da? Alice, auzi că n-a venit Darusel aici, ce facem acum? Hai să-l căutăm prin oraș, cine știe pe unde ok, am înțeles. Dacă vine Darusel aici, să-l spuneți că l-am căutat, să-i spuneți că l-am căutat. Ok. Bă, Alice, hai repede, Alice, urcă, Alice. Bă, unde e, mă, Darusel? Mă, stai puțin, bă, Darusel n-a venit acasă. Mă, și acum ce faci? Hai că mergem acasă, lasă, poate vine Darusel acasă, nu știu ce se întâmplă, sincer, dar, Alice, am ceva să spun. Ce? Ok, o să stai acum cu noi, dar dacă vine Darusel și nu o să fie de acord, n-am ce să zic. Eu acum te accept, dar fii atentă, trebuie să stai undeva, vino în casă, vino după mine, trebuie să stai undeva, uite că am luat și astea, am luat semințele de acolo, de la fermă, în fine, nu puteam să stai, că ți-am închis ușa, scuze. Tu n-ai unde să stai, pentru că avem doar două camere și singurul loc unde poți să stai e aici, pe canapea. Bine, n-am nicio problemă, asta e camera. Okay. Da, uite, e bine, ai și foc, aici ai și o chitară, dacă îți place să cânți, ai și aici radio, o să asculți muzică, ai și aici, ai și televizor, ai tot ce trebuie până la urmă. Exact, e mai mult decât îmi trebuie. Ok, și tu acum, dacă vine Darusel aici, dacă o să vină Darusel, nu știu cum gestionezi situația, dar da, ai înțeles? Am înțeles. Da, să nu te superi dacă Darusel nu o să te lase. Nu o supără, zic eu că o să mă lase. Da, cu bărgăria sunt convins, sincer, la modul cel mai serios, bă, chiar ai dreptate, deci poți să zici că într-un fel poți să zici că ești la noua ta casă, dar dacă faci ceva greșit, o să te dau eu afară, pentru că Darusel, îl faci pe Darusel cu bărgării, dar vezi că mai sunt și eu aici. Bine, am înțeles. Ok, bun, acum tu poți să stai aici, poți să te uiți aici, ia loc, stai aici, stai confortabilă, poate, ca și cum ești la tine acasă, sincer, pentru că la modul cel mai serios, eu acum o să plec, într-un fel chiar ești la tine acasă, adică nu știu dacă ești la tine acasă, dar vedem ce o să zică și Darusel. Mă duc la mine în cameră, tu stai aici și vedem când vine Darusel, ok? Ok, bine, am înțeles. Ok, Alice, hai că am plecat, bă, nu-mi vine să crede așa ceva, că am ajuns să fac și pasta să stăm cu Alice, mamă, sper să vină Darusel acasă și să nu o accepte, pentru că chiar n-aș vrea să stau cu Alice în casă, la modul cel mai serios, nu știu, scrie și voi acolo în comentarii dacă voi ați dori să o avem în casă sau nu. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.